Casa asta e plină de fantome, aparent. Asta cum o cheamă? Agnes asta face niște vrăjitorii de alea rele. Și văd că Agata este foarte supărată, din câte ați văzut în episodul anterior. Agata este mega îndrăgostită de Zack, iar Zack cumva doar îi joacă în strună, gen ca să, cum să zic, să poată să își îndeplinească scopul și anume să fie, să-și ducă la capăt planul de a-i face vrăj lui Eleanor. Și acum Agata doar încearcă să se dea bine pe lângă Agnes. I like Zack, he's pretty cool. Practic Agata o va ruga pe Agnes să îi citească Encouraged to Follow Dreams, pentru că Agnes întotdeauna a fost atrasă de partea asta a ezoterismului și așa mai departe. Express love of children, sau for children, cum era. Nu știu dacă am început cu ei eu sau cu toate șmecherile mele, pentru că am uitat. Mă bată mama. Ei, eu sunt Larisa Antonie și mi-a venit doar să fac un episod atât de imprevizibilă sunt. Mi-a venit doar să fac un episod de Sims, după ce cu foarte mare nerușinare n-am mai făcut de 2 luni. Dar asta pentru că v-am zis, nu mi-a mers Sims-ul. N-am făcut nimic special în direcția asta, pur și simplu l-am deschis și am văzut că merge bine. Și am zis, hai să, dacă tot, știi? Da. Bun. Haideți să, nu știu ce aș putea să... poate putem să facem pe Agata să vorbească cu spiritele și să le ceară o părere legată de posibila relație dintre ea și Zack. Probabil, deși nu pot... ok. Commune with spirits. Hai să vedem cum merge toată treaba asta. Nu se poate? De ce? Commune with spirits. Ok. Vezi că ai unul aici lângă tine chiar. Ia vezi. Ia să vedem. Asta e, face parte din pack-ul Island Living. Hii, ce se întâmplă? Ok. Being considerate. Ok. Island Abundance. Oh, ok, deci a avut o... interacțiune foarte ok. De ce ți se schimba culoarea părului? Că parcă erai alb în cap. Da, mă rog. Fac un bonfire. Dacă auziți zgomote, să știți că e pisicul meu. A luat o razna. Likes dancing. Da, ok. Hai să facă o poțiune, uite, și 12 noaptea asta a prins focul. Deci, practic, cum să vă zic? Astea sunt puse părele. Asta, cum o cheamă? Agata vrea să-l câștige pe Zack, iar Agnes încearcă să facă poțiunea pe care i-o va da lui Zack pentru Eleanor, ca ea să-l iubească. Și ele practic asta fac, noaptea este activitatea lor, ele noaptea își fac, cum să zic, treaba și așa mai departe. Ok, deci practic ele își fac vrăjitoriile, vedeți, acolo ea face, Agata face un ritual de foc și așa mai departe, iar Agnes cu măscuța pe față își face, deci nu știu, Sims-ii mei, sau cum s-o zice, au foarte mare grijă, au un skincare rutin de excepție, vă rog frumos, sunt ceva de vis. Deci, da, ele fac ritualul ăsta, fac vrăjitoria asta, fiecare pe treaba ei, niciuna nu e, n-are cum să zic, o chestie comună, efectiv. Da. Mă, dacă durează poțiunea asta, mă? De ce durează atât de mult? S-a terminat bottle up, drink from, bottle all, bottle up all. Da, am umblat un pic la nevoile ei pentru că altfel s-ar fi... ok, deci am făcut poțiunea. Avem 4 poțiuni. Ok, hai să-l chemăm pe Zack. Să vin aici. Încă nu, ai și tu răbdare un pic. Hai să-l chemăm pe Zack să-i dăm... e un pic cam încărcată, vedeți? Adică a durat foarte mult. Și au venit toate spiritele aici, adică a chemat la greu.
poțiunea asta pentru că e foarte... Și acum se duce să-i zică lui Agatha ce a rezolvat. Agatha, normal că nu vrea ca Zack să se combine cu Eleanor, vă dați seama. A, uite-l și pe Zack aici. Hai să-i dăm poțiunea. Să-i zicem că gata, uite. Am făcut-o, vezi, ai grijă ce faci cu ea. Stai, opa. Mamă, ce disperat e, deja ne intră în casă, adică nici măcar bună ziua, bună seara, nimic. Pur și simplu intră peste noi în casă. Tu nu știi că poțiunea asta durează, gen, foarte mult? Hai să-i dăm poțiunea. Ia. Uite ce fericit e. Este mega fericit. Ok. Acum că Zack a făcut rost de poțiune, ne vom muta la casa familiei regale ca să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că știți din episodul anterior că se duce să vorbească cu Agatha. Stați așa un pic, lăsăm drama să se desfășoare, că nu le-am făcut nimic. Ia să vedem. Las-o pe asta în pace, ia. Ești playboy? Te joci cu ea? Sau îți bagi joc de ea? Gen? O sperie, gen. Ok, am crezut că se întâmplă ceva. E, dar hai să îi dăm un pic de push. Gen. Ia, hai să o facem. A, i-a făcut și ea același lucru, leșin. Vai, dar ce jucăușă ești tu, măi? Nebună care ești tu, nebună. Deci, Agatha, ca să înțelegeți, este Express Love of Children. Then, ia. Stai. Volunteer with family. Am crezut că are vrea ceva romantic. Măi, flirt. Ia să vedem. Dacă filtrează înapoi cu noi. Compliment appearance. Hai să fim un pic mai sexy acum de 9 dimineața. Mamă, ce playboy e. Îmi venea să zic altceva. Dar este mega playboy. Adică, îți poate fi mamă, ești nebun la cap. Ia, first kiss, hai să vedem. Nu cred așa ceva. Deci eu chiar nu cred, refuz. Op, pauză. Leșin. Nu cred. Deci eu nu cred. Eu nu cred așa ceva. Adevărat. Ce înseamnă asta? Mai, uite-te aici la relația asta. Ce e asta? Boss, oprește-te. Do you think I'm a good person? Ia. Yeah. Ce îi zice? Nope. Păi, își bate joc de tine. Ok, fii atent, ca să-și bată joc de tine, că văd că ești cam proastă. Hai să woohoo with Zack. Ia vedeți de rămâne și asta însărcinată. Fiți atenți aici, că mie îmi place drama. Fiți atenți, ia uite-i. Ia uite-i să mă bată, mama. Asta tu ce faci? Ia uite-o. A luat-o somnul. Hai să o facem să intre peste ei. Mamă, deci mă distrez, abar n-aveți. Go here. No protection was used. Ai și ideea. Ia. Let's sweat. Likes fitness. Ok. Ia. Ce impresie ai despre... Mă, ce faceți mai aici? Liked Sim Nervy. Deci ție chiar îți place de Zack, ha? Hai să fim un pic, ia, hai să încercăm asta pentru că este rea, o să încerce să se dea la el. Bold pick-up line. Stai, sunt messy în felul ăsta. Stați așa. Fiți atenți aici. Flirt. Pentru că ea este foarte rea. Deci uitați-vă un pic ce se întâmplă aici. Vă rog frumos. Deci eu nu cred. Mamă, uitați că s-a umplut asta! Deci eu nu cred așa ceva. Ok. Deci eu nu cred. Sincer, chiar nu cred așa ceva. First kiss. Tu ce faci? Dangerously tired? Mam!
Dacă e însărcinată. Ok, deci nu că aș fi o nebună sau ceva, dar îmi place drama și vreau să fac asta un pic mai spicy, sincer, pentru că altfel ar fi foarte plictisitor. Woohoo with Zach. Ok, hai să vedem dacă e take pregnancy test. Deci dacă este însărcinată, eu leșin. Deci dacă ambele rămân însărcinate de Zach, eu leșin. Haide, vină cu a. No protection was used. Haide! Pregnancy test. Uninterested soulmate. Tu chiar ai crezut că e sufletul tău? It's not pregnant. Ok, ea a scăpat. Hai să vedem, a gata. Doamne, deci surorile astea, eu vreau să le fac cumva să fie mai... Hot tub, woohoo! Damn! Boss, ești un pic mai... cum să zic? Nu știu. Agnes is not pregnant. Păi sunteți bătrâne, mă. Nicio ofensă către oamenii bătrâni, dar totuși. Ok, hai să ne mutăm la altă casă, că deja asta devine un pic cam messy. Gen, deși era rivalitatea asta între surori, acum este rivalitatea și mai mare. Și am vrut să fac treaba asta. Iar, cumva, Zack este personajul care, cum să zic, care stârnește foarte multă dramă. Și, până la urmă, ele au acceptat. Adică, nu e ca și cum eu le-am pus. Știți ce zic? Ok, hai să ne mutăm la... văd că Eleanor nu e. Tropical Home Greenhouse. Da, nu știu. Hai să ne mutăm la casă aici. Ok, cu cine ne jucăm? Hai să mergem pe Laura. Să mergem pe Laura și să mergem la Carol și să-i spunem că, uite, eu am urmărit-o pe Laura zilele astea și am văzut-o că se întâlnește foarte des cu Zach, iar copilul ăsta nu cred că este copilul tău. Sinceră să fiu. Adică să-i zicem treaba asta. Să vedem cum reacționează. Dacă o să o creadă sau nu. Adică, practic, Laura o să vorbească rău despre... Am zis Laura? Da. Ok. Suntem aici la familia Reeve. Tu trebuie să mergi la școală, nu-i așa? Păi du-te la școală, haide. Ok. Tu ești on your period. Opa, stai. Calmează-te. Nu fugea. Menstrual cycle, menstrual products. Să facem pasta mică bine. Ok, e tot în regulă. Bun. Dar unde e Carol? Hai să mergem la el și să-i spunem help fix bad relationship. Nu. Ask about day, hai să începem așa cu lugu-lugu ca să nu bată la ochi ce vrem noi să facem de fapt. It was nice event to you today. Deci practic i-a vorbit cu made a call. Deci practic pe Zach deja nu-l mai interesează reveal deep secret, gen o să-i spună. Păi am vorbit cu Zach astăzi și mi-a zis că s-a întâlnit cu Eleanor zilele astea. Eu am urmărit-o de fapt și am văzut-o. Întâlnindu-se cu Zach, ask about another sim, hai să îl întrebăm de Eleanor și apoi haide să-i spunem adevărul. Argue? Nu. El nu, efectiv nu vine să creadă despre ce e vorba. Îi zice la modul că, ai mă, mamă, acum știu că n-ai plăcut-o niciodată și așa, n-ar face ea așa ceva, doamne, asta e deja... Și acum, practic, el o ia la mișto și spune că nu, că ar trebui să-și ia medicamentele și așa mai departe. De ce nu am Eleanor? It's my ball and chain, we're married. Și ea, practic, se plânge și spune de ce nu... Relate to Carl's feelings. Îi spune că înțeleg că ești, că o iubești, e soția ta, dar nu e ceea ce pare. Ask about another sim.
Nu, vreau să vorbesc urât de ea. De ce nu pot să fac asta? Pregnancy and family? Nu. De ce nu pot să fac asta? Mean. Aici ar trebui să fie. Ask about another Sam. Hai să-l întrebăm ce crede despre Zack, dacă el bănuiește ceva sau nu. Ask about another Sam, Zack. Hai să întrebăm despre el. Îi place de Zack, deci n-are o părere foarte... I like Zack, he's pretty cool. Hai să întrebăm din perspectiva lui Carol. Stai, din perspectiva lui Carol, ce crede Eleanor, Laura despre Eleanor. Deci, ask about another Sam, ce crede despre Eleanor și apoi ce crede despre Zack. Practic, o să luăm faptul că nu a putut să întrebe despre... să vorbească despre Eleanor pentru că i-a părut rău de sentimentele lui Carol. Lui Carol. I like Eleanor. Vedeți, îl minte. I like Zack. He's pretty cool. Vedeți, deja a dat-o la întors. Deja nu mai... Pentru că el e fericit. Uitați aici. E fericit. Baby's here. Gen. Uite copilul aici. Și n-are o relație foarte bună cu el. Bottle feed. Bounce. N-are o relație foarte bine, foarte bună. Ia, cine sună? Cine sună? De ce n-am putut? Mă rog. Change the dirty diaper, do the reading, do some homework. Mă rog, nu prea ne interesează. Pentru că, practic, Cora nu o să fie foarte bună la școală. Aș vrea să înceapă deja, să-și înceapă deja cariera în muzică și să înceapă deja contul ei de iCloud și așa mai departe. De SimCloud, de fapt. Professional singing, practice some singing, first of all. Își face și temele, e tot ok. Tu ce-am zis că te faci? Pictoriță. Unde este camera ta, first of all? Unde e? Unde am zis că e? Unde e? Unde stai? Unde stai tu că mă pierde? De tai palatul. Aici stai, gata, mi-am adus aminte și ți-am pus easel-ul. Easel. Aici. Păi, resume large classic painting. Dar unde e Eleanor? Hai să o aducem aici. Bring Eleanor Reeve here. Și să... O avem pe Eleanor să o ia în particular pe Laura și să-i spună, uite, te-am văzut că mă urmărești și nu înțeleg de ce faci treaba asta, nu înțeleg ce ai cu mine și așa. Uitați cât de joasă este. Check on Laura, gen, ți-ai luat medicamentele, ești ok, de ce mă urmărești? La modul ăla, get to know. Și apoi, hai să întrebăm chestii. Uite, Eleanor's memories. Confess, talk about getting out, talk about being out. Gen, da, am fost, am avut nevoie de un pic de spațiu. Am avut un copil. E foarte fericită. Needs a tampon, dark spots. Mă rog. Da. Hai să vedem. Argue about parenting. Să-i spună că, băi, tu ești bunică, adică eu sunt destul de îngreunată mental vorbind și ar trebui să mă ajuți cu copiii. Adică, I'm alright, Eleanor, I just have some things I am dealing with. Thank you for checking on me. Da, dealing with, adică ea vrea să... Uite, uite, uitați cât de respingătoare e cu Eleanor. Deci este mega respingătoare. Hai să... Facem din perspectiva lui Laura. Și să o luăm la interogatoriu, practic. Mean. Ask about career. Tu nu faci altceva decât să te plimbi toată ziua. Te-am văzut că asta faci. Am văzut cu cine mergi. Ask about parenting. Nu ești cu fetele acasă. Fetele astea sunt mai mult de capul lor, practic. Yell at... Să aibă o discuție foarte în contradictoriu. Da, deci ele nu o să se înțeleagă niciodată bine. Hai să... Confess to having woohoo. Nu cred că
Eleanor ar face așa ceva. E prea doamnă să facă treaba asta, sincer. Argue. Order Laura to clean. Like, dacă tot stai degeaba, pune mâna și fă ceva la modul ăla. Insult. De când am venit aici, nu m-ai plăcut. De când îl știu pe Fitu, nu m-ai plăcut, efectiv. Da. Gen, tot continuă toată treaba asta. Very sad. De ce e? I hate drama. This sim doesn't like conflict or arguments. Păi da, tu ai fost cea care... You are ashamed? Laura was ordered to clean rather rudely, as though she doesn't pull her way around the house. She totally does her share of cleaning chores. Da, pentru că Laura, practic, i-a crescut lui Eleanor fetele. Și ea a avut grijă de mult. Și de asta are și problemele mentale pe care le are. Open scene profile. Saddened. Vedeți? Ea chiar și-a dorit, gen, a simțit-o pe Eleanor că nu e ce trebuie. Dar. Ok, acum că am stabilit și chestia asta și au avut loc discuțiile astea, o să se întâlnească, practic, Eleanor cu Carol la ei în dormitor, care nu mai știu care e, sincer să fiu, cred că, nu știu. Hai să se întâlnească aici, să stea amândoi pe canapea și să se întâlnească unul cu altul. Și cred că după discuția pe care Eleanor a avut-o cu Laura, o mustră până la urmă conștiința să-i spună lui Carol că, uite, copilul care, nu știu, Carly, nu este copilul tău, am făcut o greșeală și așa mai departe. Confess to having woohoo. Hai să vedem cum decurge treaba asta. Să-i spune, uite, te-am înșelat, Carly nu este copilul tău. Ia. Yeah. Vedeți că tot evită chestia asta. Argument triumph. A câștigat, practic, dar vedeți cât de rănită este Laura de treaba asta. Uite, și acum, practic, Laura îi spune tot lui Madison. Iar Eleanor a intrat pur și simplu și a aflat despre absolut tot. Și o să-i spună, ask for reassurance. Gen, Madison știe, Laura i-a spus absolut tot, fiind Edison, asta cum o cheamă, Madison fiind fiica cea mare, argue about house rules, hai să deja să-i dea de înțeles că băi știu despre ce e vorba, nu o susții pe Cora, fiind fata cea mai mică nu o susții, bunica mi-a zis tot ce trebuia să știu. Iar Laura deja îi face în ciudă. Iar uitați-vă, Carol stă efectiv afară. Stă afară și aude toată conversația. Și intră pur și simplu. Ele nu l-au observat. Și a plecat supărată. Ok, și acum o să vină Carol și o să-i spună tot în față. Express suspicion about closeness with Zach. Mama, asta voiam. Asta voiam. Mulțumesc. Express suspicion about closeness with Zach. Să-i spună, băi, am văzut, mi-a zis mama că te-a tot văzut cu Zach. Iar Madison vrea să fie de față, pur și simplu. Ia să vedem. Ia. Yeah. E foarte defensivă și încearcă să se explice, iar Carol deja nu crede pentru că a auzit tot ce s-a discutat. Vedeți? Deja Eleanor a recunoscut, iar Carol este foarte rănit de treaba asta. Damaged trust, vedeți? From being told, stați. From being told about cheating, to believe that your most loved one is truthful in their affections,
only to hear them say they gave them to another, be it for the woohoo only, or be more than that, cheating is cheating and Carol's heart aches. Unfaithful love from learning about cheating. Da, vedeți? Vedeți? Și cumva este și un pic psihopat. Da. Da. Și Madison atacă prin chestia asta. Insult lover. Deja Carol nu mai are nicio treabă. Ask Eleanor to severe ties with Sim she cheated with. Ask reasons for having cheating. Deci ea practica try for baby with Eleanor. E și un pic psihopat, sincer, omul ăsta. N-ai cum. Și îmi pare rău pentru Madison că este de față. Ah, explain reasons for having cheated. Stillness and boredom, they seduced Eleanor and she failed to resist. The uhu doesn't satisfy Eleanor. More affection and attention was intoxicating and simply happened. Another reason. Wanted to sleep with someone else once in life. Hai să zicem, the uhu doesn't satisfy Eleanor. Threatened to break up. Refused to forgive for cheating. Să-i spună, băi, eu nu te iert pe tine. Pentru că așa ceva nu se face, ne-ai făcut familia și numele de râs, efectiv. Threatened to break up. Gen, o să mă despart de tine, o să divorțăm, pentru că nu se poate. Chiar nu se poate așa. Nu am cum să te iert pentru așa ceva. Just for the woohoo. From learning... Yeah. From learning of cheating reasons. That being cheated on simply because of the woohoo in this relationship. Perceived as satisfied by Asha. And they rather fool around with others than have open discussions with Asha. Or at least break up honestly if not. But no, they just went ahead and cheated. Talk about hurtful. Ok, hai să-i mai spună doar că nu o s-o ierte. Pentru că l-a înșelat. Și pentru că acel copil nu este... Nu este al lui? Damaged trust. Unfaithful love. Ok, hai să divorțăm, practic. Cam asta mai e de făcut, nu? Hai să divorțăm. Divorce. Da, practic au divorțat. O vom da afară pe Eleanor din familie și pe ea și pe... Ok, Eleanor, ce o să fac acum? În afară de faptul că o să se ducă la baie, trebuia să iasă secretul ăsta la iveală pentru că Laura n-a mai vrut să țină secretul ăsta foarte mult pentru că ea știa, de fapt, toată faza. Am I okay? From question. It's nice for someone to check on me. Uitați, vedeți? El s-a dus să plângă, mă rog. Deci, practic, Eleanor ce o să facă acum? O să-l cheme pe Zack, care o să-i spună că, uite, eu m-am îndrăgostit de fapt de Agata. Ba nu, nu o să-i zică treaba asta, că el o vrea pe Eleanor. Și Eleanor o să se mute cu tot cu copil, cu tot cu Carly, la ei acasă, practic. Hai să o avem pe Eleanor să-i trimită un mesaj lui Zack, în care să-i spună. Eleanor's phone, send message. Complain about being stressed, call annoying, okay. I threatened to leak personal photos, no. Send photos of babies, no. Vent about feeling stressed. Să-i spună, practic, ce a pățit și ce s-a întâmplat. Uitați aici câte sentimente. End of relationship. Divorced. Shared sadness. Feeling hurt. Foarte multe. Și acum e doar... awkward. Și Madison este... Hai să îi spună, practic, că uite, noi ne-am despărțit, Madison deja știe. Trash ex. Să vorbească rău de față cu Carol. Să-i spună, uite, a făcut asta și a făcut asta, dar ea nu știe de fapt. Check on Cora. Putem să îi spunem adevărul, adică ce s-a întâmplat exact. Carlos, announce breakup, să o anunțăm de ceea ce s-a întâmplat. Cry about breakup.
Pentru că Carol este mult mai afectat decât Eleanor. Eleanor, pur și simplu. Vedeți? Vedeți? I'm sorry to hear about your breakup. Things will get better. Haideți să-i spunem și lui Eleanor. Lui Laura, pardon, mereu le confund, nu știu de ce. Announce breakup. Hai să-i spunem. Băi, mamă, ai avut dreptate. Cu Eleanor de față, știți? Da, nimeni nu este foarte... You two break up? Mamă, you two broke up? I thought you two would be together forever. Când ea știa foarte bine ce se întâmplă. Ok, hai să îl chemăm pe Zach, deși este 2 dimineața, dar vom face chestia asta. Sper că nu doarme. Te rog. Zach is sleeping. Nu sleeping. Pardon. Îl chemăm cu forța dacă nu vrea. S-au mișcat foarte repede lucrurile, dar vreau să fie plin de drama tot. Gen, plin de acțiune, plin de drama, plin de tot. Back. MC Cheats. Summons him. Haide. Îl cheamă acum la 2 noaptea să se mută, să-și ia bagajele și să plece. Uite-l. Uite-l aici. Hai să facem moving into și nici măcar n-au relația asta foarte bună. Și o să vedeți că Zach, am planuri. Announce breakup. Announce breakup. Hai să-i spunem că ne-am despărțit. Și că vrem să ne mutăm cu el. Pentru că ne-au dat afară din castel, practic. Asked to join household. Cu tot cu copil. Haide. De ce par supărat? Broke up? Are you okay? Uite, a râs. S-a prefăcut că-l doare. I knew you two were head over heels for each other. Vedeți? Deci, broke up? Are you okay, Eleanor? I knew you two were head over heels. Pentru că ea asta i-a spus. Gen, Eleanor asta i-a spus, efectiv, că el asta vrea, ea asta vrea, că îl iubește pe Carol foarte tare și că n-ar vrea să se despartă de el și așa mai departe, când de fapt era totul o fațadă, ea nu-l mai iubea pe Carol de mult. Că asta v-am zis și eu vouă, dar era vrăjală ca să vă bag în poveste, când de fapt surpriză, nu e așa? Da, deci practic nu vă gândiți că Eleanor este cine știe ce îndrăgostită de Zach, că nu este, a fost doar o... chestie pe moment. Faza e că sarcina asta nu a fost deloc planificată, a fost nedorită cu totul. Doar s-a mutat la Zach pentru că nu are altundeva unde să stea, pentru că Carol i-a zis clar că, bă, aici nu mai stai, gen, nu se face așa ceva, ești mama a fetelor mele, așa ceva nu se face. Și-a dat-o afară, practic, iar ea nu mai avea altă variantă decât să se mute la Zach. Da. Cam atât pentru episodul de astăzi, știu că a fost foarte mult despre familia Reef, doar că am vrut să adaug drama și încerc să adaug, să adaug drama și adrenalină și aventură în fiecare episod, ca să fie o telenovelă ca la carte. V-am pupat, era foarte dor și mă bucur că aș mai fi făcut, dar a început să meargă simțul greu. Aveți grijă de voi și ne revedem în următorul episod, că nu mă las eu de YouTube așa ușor, nu scăpați de mine. V-am pupat, pa, pa! Pardon.